Vă invit să ne adreseze câteva gânduri pe doamna Doina Cociș, manager al Direcției Județene de Cultură Sălaj. Doamna Cociș ne-a fost alături cu fiecare ocazie și a sprijinit evenimentele și activitățile la Muzeul Holocaustului. Mulțumesc foarte mult! Nu am așteptat să vorbesc în fața domniilor voastre. Sunt copleșită, uite, m-am urmărit și partea lui de băcuță. Îmi cer mii de scuze. Distinși invitați, dragi doamne, dragi domni, dragă domnule primar, ne întâlnim de 15 ani la Șineu Silvaniei, 27 ianuarie, o zi care ne aduce aminte că vremurile contemporane nu mai sunt compatibile cu intoleranța și antisemitismul. Sperăm ca generațiile care vin să țină minte lucrurile astea, să nu lase să se aștearnă praful uitării pe tragicele evenimente care s-au întâmplat. Spunem mereu că istoria este cea mai frumoasă poveste, dar în cazul acesta, istoria este de fapt cea mai tragică poveste. Și lăcrimăm de câte ori venim la Șineu. Și cu fiecare an care venim, ne întâlnim cu oameni tot mai mulți și mai buni. Ne onorează că Șineul devine în 27 ianuarie capitala României, pentru că aici se întâlnesc oamenii, iată, ambasadori, wow, sunt copleșită de emoție că v-am întâlnit în seara asta și vă mulțumesc că ați spus atâtea lucruri frumoase despre România, despre Șineu Silvaniei, despre oamenii vrednici de aici, despre Daniel, despre domnul primar, care categoric, dacă nu ar fi existat, trebuiau inventați, pentru că Șineul capătă frumusețe cu fiecare 27 ianuarie. Și vreau să-i mulțumesc în mod special domnului ales Hect, pentru că ne întâlnim aici datorită domniei sale, pentru că a avut gândul cel bun să se ocupe de acest frumos monument istoric care va rămâne peste veacuri și ne va aminti mereu că s-au întâmplat niște lucruri și că și de la Șineu au plecat oamenii spre lagărele de exterminare. Domnule Cherecheș, de când v-am văzut, scuzați-mă, domnule Vasile, atunci, că parcă așa v-a spus domnul primar, de când v-am văzut, m-am gândit că aș vrea să vă spun ceva. Serenitatea din ochii dumneavoastră mă face să cred că dumneavoastră i-ați iertat. Cred că i-ați iertat. Pentru că altfel nu ați fi atât de senin astăzi aici, spunându-ne ce nu trebuie să mai facem. Vă mulțumesc că ne-ați invitat, mulțumesc, domnule primar, că în fiecare an ne chemați, ne adunați și ne faceți, ne aducem aminte ce nu trebuie să se mai întâmple. Distinși invitați, vă doresc ședere frumoasă la Șineu și vă așteptăm să reveniți de fiecare dată în ianuarie. Vă mulțumesc!